Bună ziua și Hristos înviat, mă numesc Vecislav Ioniță și vă invit la cea de 152 ediții de analize economice, un proiect comun individual și privesc eu toate celelalte ediții. După cum tradițional anunț, îl puteți vedea pe pagina oficială ale instituțiilor noastre sau pe pagina mea ioniță.md, unde la rubrica analize economice găsesc toate celelalte analize. Astăzi vreau să continuăm, cred că vom avea așa o practică, avem sezonul fructelor în Republica Moldova. Astăzi vreau să vorbim despre mierii, care rămân a fi cel mai important produs din capitolul fructe din Republica Moldova. La exporturi ei deja au cedat în fața strugurilor de masă. Noi am vorbit despre struguri de masă, am vorbit despre prune, astăzi vorbim despre mierii și cred că în viitor apropiat vom vorbi despre celelalte fructe și pomușoare care reprezintă ceva important pentru Republica Moldova, reprezintă un capitol aparte, dar astăzi vreau să vorbim despre mierii, care după mine este cel mai politizat produs din Republica Moldova. Când spun politizat, nu este o figură de stil, veți vedea ceva mai departe. Dacă vă interesează relațiile noastre cu Federația Rusă, după exportul nostru de miere din Federația Rusă, înțelegeți absolut tot. Este diagrama perfectă. Deci poți demonstra că mărul este un produs politic, cel puțin prin cifre. Doi, și aici vreau să o spun, rare ori spun acest lucru, datele pe care le utilizăm noi, eu folosesc datele Biroul Național de Statistică, datele Organizației Națiunilor Unite, trebuie să vin cu o mică notă, deci mierele cred că este unicul produs din Republica Moldova unde datele începând cu 2016, sunt niște date extrem foarte bune, calitative, dar până în 2015 calitatea datelor, cum să zic eu, lasă de dorit, de aceea comparația datelor din 2000 până în 2015 și după 2015 noi o facem, dar cu toate parantezele de recoare. Al doilea lucru, fiindcă mărul este un produs politic, este unul din puținele produse la care diferența dintre ceea ce exportăm noi în Federația Rusă și ceea ce am exportat rușii de la noi, există o diferență enormă, aici sunt mai multe explicații, când vom ajunge vom vorbi. Dar deoarece noi am vorbit despre struguri, am vorbit despre prune, astăzi vorbim despre miere, m-am gândit, haideți să vedem care este volumul producției de fructe în Republica Moldova. Aici avem în vedere toate fructele care s-au produs, vândute în Moldova și exportate. În anul 2023, noi în total am produs fructe, nuci și pomoșoare în volum de 9,2 miliarde lei, în creștere cu 1 miliard de lei comparativ cu 2022, este cea mai mare cifră din toate timpurile. Și dacă observați, producțiile noastre 3 le-am nimerit, care le-am luat primele 3, avem miere, avem 2,5 miliarde de lei, prune 1,1 miliarde de lei, de uitați-vă ce creștere spectaculoasă de la 0,6 la 1,1, 500 de milioane de lei sau aproape dublarea ca bani, deci așa ceva n-am avut niciodată, prunile s-au dublat din două motive. Pe de o parte au crescut și producția cu 50%, pe de altă parte au crescut și prețurile. Și trei struguri de masă de la 1 la 1,5 miliarde, iarăși o creștere cu 50%. Practic, prunile, struguri de masă ne-au asigurat această creștere de 1 miliard de lei în anul 2023. Dar, după cum am spus, 9,2 miliarde. Din ce este format sau care este topul producției noastre de fructe, care urmează să le analizăm în viitor apropiat. Pe primul loc se află mierele cu aproape 2,5 miliarde de lei, pe locul 2 struguri tehnici care se folosesc la producția băuturilor, 1,84 miliarde de lei, pe locul 3 struguri de masă cu 1,5 miliarde de lei și pe locul 4 prunile cu 1,13 miliarde, dar nu uităm că prunile sunt o dublare. Și pe locul 5 este nucile, 0,87 miliarde. Din păcate, nucile care ani de zile au dominat, erau locul întâi la exporturi, acum cedează și la noi este unul din puținele produceri unde avem o scădere continuă a veniturilor încasate. Cred că când vom vorbi despre nuci, despre o ramură foarte promițătoare, care acum, cum să zic eu, se află într-o situare nu cea mai bună. Dar nu uităm, astăzi vorbim despre miere. Apropo, înainte de a trece la miere, mie îmi place foarte mult statistica istorică și analizând statistica din perioada sovietică, am găsit așa un indicator, producția de fructe pe cap de locuitor. Mi s-a părut interesant și am vrut să văd. Dacă vă uitați atent,
Producția de fructe și pomoșoare pe cap de locuitor în perioada sovietică, maximul istoric, a fost atins în perioada 85-90, când în mediu anual se produceau 243 de kilograme de fructe pe cap de locuitor. În perioada de independență până în 2015 cifrele au fost foarte modeste, dar aici încă o dată repet, calitatea datelor aici lasă puțin de dorit, iar în 2021-2023, media pe ultimii 3 ani este de 300 de kilograme pe cap de locuitor, ceea ce putem spunem că începând cu 2016 la noi producția de fructe pe cap de locuitor a depășit nivelul din perioada sovietică. Nu știu, nici o dată, poate, nu e așa de interesant, dar mi s-a părut că ar fi bine știți acest cifră. Haideți să ne uităm ce avem noi cu mierele. Dacă observați, în perioada 94-95 noi am exportat destul de multe mieri. În 96-2000, atunci toate mierele noastre mergeau în Federația Rusă și în 98-99 s-a prăbușit piața rusă și dacă noi am mai avut cu Rusia câteva șocuri, dar noi am reușit să compensăm în altă parte, în cazul perioadei 96-2000, vânzările de la 20 ceva de milioane de dolari a scăzut la mai puțin de 1 milion de dolari. Și noi altă piață n-am găsit. A căzut piața Rusiei, ne-am dus noi la fund împreună în piața Rusiei, n-am încercat să găsim altă perioadă. Apoi a urmat perioada de recuperare, iar în 2020 noi am ajuns media pe 5 ani, 50 de milioane, începând de fapt o creștere adevărată, a început în 2020, 21-22, în 22 noi am pierdut deja parțial piața rusă, dar am reușit să identificăm repede alte piețe. În 2023 pierderile legate de piața rusă, unde noi am fost 97% din toate mierile mergeau în Federația Rusă, noi am pierdut peste 50 de milioane, mai târziu voi da vânzări în Federația Rusă, am reușit să compensăm jumătate, dar nu suficient și în acest motiv vedeți că anul 2023 noi l-am terminat cu mult mai jos decât 21-22 și este legat de faptul că prea repede pierdem din piața rusă ca să reușim să identificăm noi piețe. Și aici am luat comparația 23 nu cu 22 și explic din ce cauză, că în 22 noi încă deja era perioada de tranziție când piața rusă o pierdeam, dar alta nouă nu venea. Iar eu fac analiza cu 21 din ce cauză? Că în anul 2021 noi exportam în Federația Rusă 97%. Eu fac comparația cu anul 2021 deoarece avem extremele istorice. Deci în anul 2021 noi exportam în Federația Rusă 97% din toate mierile noastre. Vă imaginați, 97% practic în altă parte ne exportam. Acum în Federația Rusă doar jumătate din mieri exportăm, am pierdut cel mai mult piața rusă și noi parțial am reușit să compensăm și dacă observăm, scăderea din Federația Rusă a fost de 52 de milioane de dolari, dintre care 27 de milioane noi am reușit să recuperăm, iar 25 de milioane până ce avem vânzările mai mici. Deci din pierderi de 52 de milioane, noi 27 de milioane am reușit să identificăm noi piețe de desfaceri. Care sunt piețele acestea? Vă le dau primele trei, dumneavoastră le vedeți. Este Kazakhstanul cu 10 milioane de dolari, România cu 6 milioane de dolari, Belarusul cu 3 milioane de dolari. Și după aceasta, observați, sunt țările din Orientul Mijlociu. După mine este un potențial de creștere, dar încă o dată repet, în 2 ani de zile de când am început a pierde piața rusă, am reușit să compensăm doar jumătate din ceea ce am pierdut noi. Haideți să ne uităm acum care este producția de miere în Republica Moldova, care este producția, care este consumul intern și care este mierele exportate. Încă o dată vreau să repet și voi spune de câteva ori, datele, calitatea datelor până în 2015 este nu cea mai bună, de aceea noi comparăm, dar ținând cont că totuși volumul de producție era mai mare decât datele oficiale statistice, economia neobservată era mai greu de observat, acum biroul de statistică are o calitate și o capacitate de a observa cifrele cu mult mai bune, dar dacă observați, din perioada 96-2000 noi am avut producția 320.000 de tone, dintre care exportul doar 19.000 de tone. Deci, practic, toate mierile care le produceam noi în perioada 96-2000 erau consumate pe intern, nu exportam nimic. După aceasta a început să crească exportul, iar în perioada 2016-2020
530.000 în mediu noi produceam, 335.000 de tone anual era consumul intern și 200.000 de tone era exportul. Deci aici am ajuns noi 21.200.000 de tone. Dacă observați în 22 și 23 și producția de miere a scăzut, dar și exportul. Deci dacă observați în 2023 noi am exportat miere doar 117.000 de tone, ceea ce am scăpat că prețul a fost unul foarte bun. De fapt, noi în volum am pierdut mult și dacă să luăm, noi am pierdut piața în volum cu mult mai tare. Dar aici trebuie să spunem, noi în Rusia exportam mai mult, acum ca volum, ca tone, noi exportăm cu mult mai puțin, în schimb prețul este cu mult mai mare. Deci noi am pierdut piața rusă, dar ne-am schimbat, ne-am mers în schimb pe altă piață, unde noi exportăm cu mult mai puțin miere, dar încasăm cu mult mai mulți bani. Deci cam asta ar fi. Observați la noi, de la 200.000 de tone în 2021, noi am scăzut la 117.000 de tone, dar ca bani noi câștigăm mai mult. Și acum, haideți, nu uităm, și asta se vede foarte clar, când voi da la prețurile pe fiecare țară, dar acum mi s-a părut destul de relevant să dau din 2015 până în prezent care este prețul mediu de vânzare la merilor din țară și de peste hotare. Dacă observați până în 2018-2019, diferența dintre prețul de vânzare în interiorul țării și la export era nu foarte mare, iar acum, în acest an, noi avem o diferență de 3 ori. Mierile exportate au costat de 3 ori mai mult decât mierile care s-au vândut în interiorul țării. Având toate lucrurile acestea, știind cât consumăm în interiorul țării, știind cât consumăm în afara țării, știind care este prețul de vânzare în interior și care este prețul de vânzare în exterior, noi avem în felul următor. Maxima istorică, noi am atins-o în 2021, 2,9 miliarde de lei, dintre care în interiorul țărilor 1,3 miliarde, în exteriorul 1,5, dar după aceasta, 2022 a fost bine, pe interior am câștigat mai puțin, în schimb pe exterior am câștigat cu mult mai mult, iar în acest an noi avem o situație care, să zicem așa, nu prea este tipică pentru noi în ultimii ani de zile, mai mult s-a câștigat în interiorul țării decât în exterior, de fapt noi am vândut destul de puțin miere, dacă observați ca volum, cea mai mare cantitate de miere sau 80% aproape a rămas în interiorul țării, deci restul doar 20% au fost exportate. Deci noi, de fapt, tot ce avem de făcut este să rezolvăm problema de export a mierilor ca volum, ca bani. Observați că banii sunt aproape egal, 1-1, din simplu motiv că mierile din interiorul țării sunt cu mult mai ieftine. După cum am spus, mierile este un produs destul de politizat, este un produs care cred că va trebui încă mult timp să ne lămurim ce a fost aici și ce mai este până în prezent. Noi avem date privind câte miere noi am exportat în Federația Rusă și până în 2021 avem câte miere au importat rușii de la noi. Și dacă vă uitați atent, spre exemplu, în 2021 noi raportăm că le-am dat la ruși miere de 85 de milioane de dolari. Dar rușii au cumpărat la noi de 151 de milioane. Și apare o diferență stranie de 65 de milioane de dolari, aproape dublu. Sunt două explicații, observați, au fost ani unde cifrele corespundeau, dar în ultimii ani de zile avem o diferență enormă. Sunt câteva explicații, una este, da, avem și o diferență de cantitate pe câțiva ani de zile, deci noi exportăm un volum, ei declară altul. Al doilea explicație este că metoda specifică a VEMEI Federației Rusă ca la noi de a evalua marfa în vamă cu totul alt preț decât al declarăm noi, dar eu cred că din anumite motive care urmează de a înțelege ce așa se întâmplă, noi totuși în Federația Rusă declarăm mierile la altă valoare decât o au în realitate și în cazul dat, în opinia mea, volumul real de exporturi a mierilor în Federația Rusă este mai mare decât acel declarat. De ce se întâmplă aceasta la noi? Nu este subiectul nostru, am anumite ipoteze, dar nu aș vrea astăzi să le dezvolt. După cum v-am spus, mierile este cel mai politizat produs și este o diagramă perfectă de a vedea relația noastră cu Federația Rusă. Vă propun să vă uitați, am luat din 2001. De ce am luat din 2001? Din simplu motiv că până în 2001 noi eram independenți de Rusia și chiar când în 98 la noi exporturile spre Federația Rusă 98-99 au scăzut de vreo 50 de ori,
Noi în altă parte n-am exportat, deci cum eram numai la ruș, așa și-am rămas numai la ruș. Dar dacă vă uitați aici atent, observați că noi cu Federația Rusă am avut 3 istorii interesante. Prima istorie a fost în perioada 2005-2006, când exportul de mieri din Republica Moldova spre Federația Rusă s-a prăbușit de la 80% la 2%. Practic, în 2006, noi n-am exportat nici o mără în Federația Rusă. Știți ce a fost atunci? Prima dată Republica Moldova a spus că vrea să integreze Uniunea Europeană. Se vede foarte clar, dacă mă întrebați când Republica Moldova a vrut să integreze Uniunea Europeană, îl vedem. 2005-2006. S-a prăbușit. A doua oară, noi am ajuns în Federația Rusă în 2013 și exportam mieri 91%. Republica Moldova semnează acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană și producția noastră de miere spre Federația Rusă a scăzut până la 30%. Și a treia oară aici deja ține și de noi, dar și de războiul din Ucraina, de la 97%, dacă observați, din 2016 până în 2021, noi mierele, cred că este cel mai vulnerabil produs a Republicii Moldova, că era legat de o singură piață în proporție de 97%, iar acum am ajuns la 53%. Unde am exportat noi miere în 2023? Deci am luat 2023. N-are sens să iei 2020-2021 din cauza că 97% în Rusia. Gata, ai terminat discuția. În 2023 avem piața cu mult mai colorată. Deci în Rusia 53% de miere, pe locul 2 este Kazakhstan cu 17%, pe locul 3 România cu 10%. Dacă observați, e destul de concentrată, dar am avut o situație fără precedent. Noi am exportat în 2003 miere în 49 de țări. Deci Republica Moldova, în condiția în care a pierdut, pierde în piața Federației Ruse, noi suntem într-o căutare imposibil de imaginat. 49 de țări se duce miere, evident că acolo erau loturi foarte micuți. Dacă observați, în 39 de țări, noi am dus doar 3% în toate mierele noastre, ca volum monetar, și lucrul acesta l-am făcut din simplu motiv că dorim să compensăm acea pierdere de 52 de milioane de dolari, care nu am reușit să compensăm doar jumătate. Dacă observați, ceea ce am reușit este cu Kazakhstanul, România sunt cei care au absorbit cel mai mare șoc de pierdere pe Federația Rusă. Care a fost prețul mediu de export a mierilor? Cum am vedeți, dau și la celelalte produse, cred că vă merge. Dacă observați, am avut până în 2000 un preț destul de bun, după aceasta a scăzut. Până în 2020, prețul mediu de export a fost, până în 2019, mai precis, a fost undeva la nivel de 25 de cenți pe un kilogram. O creștere substanțială se întâmplă după 2021. Dacă îmi permiteți, voi spune și o ipoteză aici. Eu cred că prețul real de export a fost mai mare, dar ținând cont că noi exportam mierele în proporție de 97% în Federația Rusă, 97%, iar prețul mediu din import a Federației Rusă era aproape dublu față de ceea ce declaram noi, eu cred că totuși în perioada până în 2020 prețul mediu de export a mierilor a fost tot cu mult mai mare, doar că la noi, cum să spun eu așa, ceea ce era oficial nu corespundea cu ceea ce este real. Nu pot proba lucrul acesta decât indirect. V-am arătat prin grafic. Noi exportăm la ruși miere de 85 de milioane de dolari, de ei cumpăr la noi de 150. Cum asta e posibil? Cred că ați înțeles deja. Unde am vândut noi cel mai scump miere? Evident, n-am luat toate țările, am luat doar țările care noi cel mai mult am vândut miere. Primul loc este Qatar, cu Emiratele Arabe Unite 85 de cenți, mergem mai departe, cel mai ieftin Kazakhstan cu 31 de cenți, în restul țărilor cu 62, media 54 de cenți. Cum s-a modificat exportul în 2023 față de 2022? Dacă observați, scăderea este de 28 de milioane de dolari, dintre care din Federația Rusă cu 32. Am avut în anumite țări, cum este Belarus, Turcia, Kazakhstan și alte țări, care în 2022 noi am reușit să exportăm o parte din miere. A fost o probă de export, după aceasta nu s-a reușit. Am mers în alte țări, ceva am reușit. Cel mai mult am câștigat iarăși Kazakhstan și România. De fapt, 2023 este perioada de căutare unde trebuie să meargă mierele noastre. Ultimul grafic care vreau să vă prezint și după aceasta dau concluziile este suprafața livezilor de miere în rod. Eu iau doar în rod, deoarece consider că asta este cea productivă. Deci la noi suprafața de livez acum a ajuns la minimul.
este de două ori mai mic decât a fost în perioada 96-2000, deci atunci tot nu era cea mai mare, deci am putea spune că noi astăzi avem cea mai mică suprafață de miere, 43.000 de hectare, dintre care 12.800 sunt întreprinderile agricole, restul sunt fermiere sau la gospodăriile, la persoane fizice, dar la persoane fizice nu atât de mult, undeva 36.000 hectare. Dacă observați, la noi suprafața merilor în rod a scăzut enorm. Partea bună, ca să îndulcim cumva pastila, este că totuși acum a scăzut mult, dar s-a schimbat calitativ. Avem foarte multe livezi intensive și chiar dacă la noi în prezent suprafața de livezi în rod este de două ori mai mică decât în perioada 96-2000, volumul de miere pe care în prezent Moldova a produs cel puțin oficial este dublu decât a fost atunci. Se datorează faptul că și calitatea datelor este mai bună. Dar și într-adevăr noi avem o productivitate cu mult mai înaltă decât a fost în perioada de până în 2010. Deci, practic, după 2010 la noi s-au făcut investiții masive în această ramură a economiei și astăzi, chiar dacă avem livezi cu mult mai puține, totuși ponderea livezilor intensive înalte, de calitate, nu aș spune corect calitate, dar tehnologizate, mai corect ar fi, livezilor tehnologizate, moderni, livezilor moderni, este cu mult mai mare decât a fost acum 10 ani în urmă, de aceea eu nu aș privi asta atât de negativ, că avem doar 43.000 de hectare. Țineți minte că producția de miere rămâne oricum a fi din altă. În final, ce aș vrea să spun eu, ca și toate celelalte producții de fructe, mierele trebuie să reprezinte o direcție strategică a Republicii Moldova din simplu motiv că permite să obții venituri la hectar cu mult mai mari decât la produsele acestea cerealiere undeva de vreo 5-7-10 ori mai mult. 2. Îți permite să ai într-adevăr un potențial de export și noi, chiar dacă am fost în acea capcană, aș spune, când dependeam de o singură piață în proporție de 97%, nu atât de repede cum ne-am dorit, dar am reușit într-un an de zile, practic, în 2 ani de zile, haideți să spunem așa, să recuperăm jumătate din piața pierdută, deci 52 de milioane am pierdut, 27 am reușit să recuperăm, deci cu un sprijin din partea autorităților, cu un efort comun, noi, unu, trebuie să identificăm noi piețe de desfacere astfel ca să ajungem la potențialul de cel puțin 100 de milioane de dolari care l-am avut, și doi, Republica Moldova, faptul că a pierdut jumătate din suprafețele de miere, eu nu o văd ca tragedie, eu o văd ca oportunitate. Este timpul să plantăm și statul să încurajeze plantațiile înalt tehnologizate, moderne, astfel încât să avem o producție pe hectar cu mult mai ridicată și să avem soiurile de miere care sunt cerute pe piețele noi. Deci noi am avut piețele tradiționale cu anumită nomenclatură de miere. Acum avem piețe noi care au cerințe specifice, noi trebuie să facem față acestor piețe noi și Republica Moldova de la 9 miliarde de lei venituri de la producția de fructe, trebuie așa să ne punem obiectiv în următorul câțiva ani de zile să ajungem să dublăm această cifră care nu este atât de greu de făcut, cu atât mai mult că conjunctura internațională este una favorabilă, iar agricultorii noștri, trebuie să o spun, chiar au învățat în ultimii ani de zile ce înseamnă tehnologii noi, ce înseamnă soiuri noi și ce înseamnă livezi moderni cu o productivitate de câteva ori mai mari decât acele tradiționale care au fost până acum. Vă mulțumesc până data viitoare când vom continua subiectul fructelor din Republica Moldova. Vreau într-așa o manieră să avem un tablou clar a tot ce se întâmplă producția, consumul și exportul de fructe din Republica Moldova. Până data viitoare!